Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat că salariații companiei vor beneficia de prima acordată în valoare de 700 de lei până în data de 20 iulie. Salariații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia și în acest an de prima acordată de Ziua Energeticianului sub forma tichetelor cadou în valoare de 700 de lei. Tot în cadrul, vedeți acest lucru, tot în cadrul acelei discuții care a avut loc, în cadrul acelei consultări, am discutat și acest aspect. Sunt sigur că oamenii vor beneficia de prima pentru Ziua Energeticianului până în data de 20, conform contractului colectiv. Aveți de muncă. Beneficia... A fost, noi am ridicat această problemă prin care am solicitat ca să fie plătită spre salariați acea primă sub formă de etichete cadou, un cuantum de 700 de lei. În 2014, salariații companiei au beneficiat de mai multe bonusuri financiare, cum au fost cele acordate începând cu luna martie, la care se adaugă în aceste zile și primele de ziua meseriei și, foarte posibil, și o creștere a daosului salarial. De asemenea, avem în vedere că să pregătim cum se cuvine întâlnirea din 22, când discutăm despre eventualitatea majorării adaosului la salariu. Este vorba despre adaosul de 250 de lei la salariul fiecărui angajat și pe care sindicatele cer ca administrația să-l majoreze la 350 de lei.